Bună ziua, bine v-am găsit. Problema este în stupină că a scăzut albina, a scăzut mult și trebuie reorganizate cuiburile în funcție de cât acoperă ele ramele. După floarea soarelui este această problemă, dar și dacă nu era floarea soarelui în această lună, oricum scade albina. Treaba mea este să strâng cuibul în așa fel încât coloniei să-i meargă bine. Să vedem totuși care-i situația. Ăsta pare un pic mai măricel, dar doar pare, după zborul care îl are, nu știu ce cantitate de albina este în stup. După diafragma am ramele cu miere, care o să meargă la centrifugă. Rămâi cu mierea după floarea soarelui. Asta miere o voi extrage. Ultima dată când am fost la această colonie am extins. Și după ce văd eu că cei pe aici cam 30% din albina, bănuiesc că a dispărut. Bun. Să vedem cu ce rămâne. Rămânem cu mierea, bineînțeles. Aici a început să căpăcească. Și ce mă interesează este cantitatea de puiet. O astfel de colonie. Și strângerea cuibului în funcție de mărimea, adică așa cum văd eu albinele că s-au strâns. Bine, aici avem o altă ramă cu miere, dar ai căpăcit, fain. Deci pot să-mi fac planuri de extracție, mai pot să las un pic, dar treaba e bună. Lăsăm ramele cu miere. Aici după diafragmă. Avem și fum, avem și repelent. În momentul în care văd că nu zboară albina pe deasupra, nu dau cu repelent. Aici mai un pic de puiet. Aceasta o voi folosi ca ramă mărginașă în jurul puietului, dacă este, în funcție de unde este acest puiet. Asta este o colonie mai zdravănă. Aici văd că sunt ceva larve, puțin, deci până acum astea sunt ramele ce rămân în cuib. S-ar putea să găsesc cuibul secționat,
adică matca fricționează cuibul sau albina, depinde. Avem și aici puier. Aceste rame peste o lună de zile, nu știu dacă ori mai avea puier pe ele, deci o să fie ori extrase, ori organizate alte cuiburi cu ele. Mă surprindea un pic zborul la urdiniș, dar n-are de ce, fiindcă albina e destul de puțină. Fiecare ramă o iau la mână să văd exact care-i situația. N-ai ce să-i faci, deci chiar dacă are loc, în aceste cazuri albina își bagă nectar. Și că nu există blocaj. Există? Cum să nu existe blocaj? Blocaj există, este scris și în cărți despre blocajul cuibului. Undeva la 2-3 rame rămân pentru matcă. Iată, aceasta este una dintre ele. Deci aici e rezervat măcii, această ramă. Albina lasă 2-3 rame. Regina, în rest, o să le blocheze tot. Deci nu iartă albina. Nu știu dacă albina are conștiință, dar asta e situația. La o colonie mare mă refer, alea mici, acolo e altă problemă. Aici este larvarul. O colonie care va ierna probabil în 4 rame, estimez eu. Bun. Ce-mi place mult este că proteina o să o consume. Cam asta e situația. Până pe 1 august trebuie să termin cu restrângerile. Da, și aceste rame care sunt așa, deci nu va mai ponta matca în ea, va fi doar o ramă cu mieră. Bine, deci am cam văzut ce-i de văzut, știu situația. O să vedem dacă aici mai avem ceva larve. Da. Facem schimb cu rama aceasta. Această ramă deja are puiet căpăcit și va fi marginalizată. Cuibul o să se restrângă la 3 rame, cam acolo rămâne. Astfel o să-mi dea mie, să zic așa, îmi rămân eu cu mierea. Deci această ramă cu miere va fi extrasă. Bun. Deci avem o oarecare cantitate de miere. Cuibul rămâne îndeosebi pe ramele cu puiet. Știu că într-o lună mai abandonează cel puțin 4 rame.
astfel că în luna august, spre sfârșitul lunii august deja, configurăm sau configurez ramele pentru iarna. 4-5 rame va fi această colonie. Bun, aici punem diafragmă. O diafragmă. Ca începător nu vezi această treabă ce fac eu acum. Dar cei care fac diferite lucrări la stupină o să își dea seama repede. Sunt care preferă să lase cuibul larg. Eu nu voi face acest lucru. Iată, aceste rame vor fi date la centrifugă. Și un 10 kg de miere va rezulta de aici. Bine, cam asta este și la această colonie. Arată bine, aici pot să-i dau un pic de repelent, un pic, așa, iată albina ce frumos se retrage, și cam asta a fost cu acest cuib. Până data viitoare, numai bine!